În ultimele 3 săptămâni, multe firme de IT din Ucraina s-au închis pentru că programatorii sunt pe front sau nu au acces la internet, așa că multe proiecte vor trebui preluate de companiile de IT din România. Cu siguranță, restrângerea forței de livrare de proiecte din Ucraina va genera un surplus de muncă și va supraîncărca piața din România, care și așa e destul de încărcată și programatorii și așa, în condiții normale, sunt puțin subdimensionați ca și număr față de proiectele care sunt pe piață. Practic, la nivelul regiunii va crește deficitul de programatori. Deficit undeva la 15-20% după estimările noastre și altor parteneri noștri. Acum, cu acest conflict, care nu ajută pe nimeni, vă dați seama, deficitul va fi undeva la 30-40% estimăm noi. Deja se simte în piață acest deficit. Ne luptăm în fiecare zi să îi ajutăm pe clienții noștri sau clienți din alte țări să-și ducă proiectele la bun sfârșit. Pe de altă parte, firmele românești au deja programe de recrutare pentru informaticienii din țara vecină, cu anunțuri în limba ucraineană. Atât Ucraina cât și Rusia sunt piețe de muncă în domeniul IT destul de mari și puternice și odată cu întreruperea activității în Ucraina și cu restricțiile aplicate companiilor din Rusia, marile companii internaționale își vor reloca anumite echipe din aceste țări către țările mai dinspre vest. Oamenii din Ucraina care nu mai au joburi, nu mai au din ce să-și asigure un trai minimal, au început să migreze fie remote, fie fizic, să se relocheze în alte locuri și își caută de muncă pe specializarea lor. Piețele de IT din România, Polonia și Bulgaria vor putea prelua proiecte, dar și angajații giganților IT concentrați în special în Kiev și Lviv. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care toți cetățenii ucraineni care încheie un contract individual de muncă cu o firmă românească își pot prelungi șederea în țara noastră și vor primi un permis de ședere.